Sunteți bolnav de coronavirus și stați izolat în casă? Toată lumea care locuiește în aceeași casă cu persoana bolnavă de coronavirus trebuie să se spele bine pe mâini cu săpun de mai multe ori pe zi. Persoana bolnavă trebuie să rămână mereu izolată în camera sa. De asemenea, trebuie evitat contactul cu alte persoane la predarea-preluarea alimentelor. Vasele și tacâmurile care au fost folosite de către persoana bolnavă trebuie apoi spălate imediat la cel mai lung ciclu de spălare a mașinii de spălat vase. Toate suprafețele care au intrat în contact cu lucruri din camera pacientului trebuie curățate cu dezinfectanții obișnuiți pentru uzul casnic. Apoi spălați-vă mâinile din nou. Dacă persoana bolnavă trebuie să părăsească camera, trebuie să poarte o mască. Dacă nu aveți o mască, trebuie păstrată întotdeauna o distanță de cel puțin 2 metri cu alte persoane. După utilizarea toaletei, aceasta trebuie dezinfectată, de exemplu cu soluții pe bază de clor sau alți detergenți de curățare. Apoi, spălați-vă bine mâinile și reveniți imediat în camera dumneavoastră. Dacă persoana bolnavă a purtat o mască, aceasta trebuie îndepărtată corespunzător. Pentru a face acest lucru, apucați masca din spatele urechilor și nu o atingeți pe interior. După aceea, puneți-o într-o pungă de plastic închisă și aruncați-o într-un coș de gunoi. Persoana bolnavă ar trebui să deschidă ferestrele cât mai des. De asemenea, șervețelele nazale folosite trebuie aruncate imediat după folosire într-un recipient ermetic închis. Rufele trebuie, de asemenea, colectate într-o pungă de plastic și spălate separat la cea mai înaltă temperatură posibilă. Totul este foarte simplu, dar ușor de uitat, de asemenea. De aceea este important să țineți cont de regulile de igienă. Aceasta este singura modalitate de a evita alte infecții. Ce se întâmplă dacă locuiți singur? Rămâneți în apartamentul dumneavoastră și cereți altor persoane din exterior ajutorul. Dacă aveți nevoie de ajutor, sunați sau scrieți prietenilor, familiei sau cunoștințelor, dar în niciun caz nu ar trebui să le întâlniți. Informații suplimentare pot fi găsite la fophcratimacoronavirus.ch. Respectați și aplicați și alte reguli, cum ar fi reducerea contactului cu ceilalți, lucrați de acasă dacă este posibil, spălați-vă mâinile în mod regulat, păstrați distanța, izolați-vă și stați în carantină atunci când este necesar și mergeți să vă testați. Pentru orice întrebări legate de COVID-19, puteți apela telefonul 0041 58 463 0000. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj cu prietenii, cunoștințele și familia și nu uitați să păstrați distanța de siguranță. Vă mulțumesc!